au venit de la București ca să protesteze aici pentru că au înțeles că cetățenii din Constanța, ca și cetățenii din alte județe, vor proiecte, vor respect, dar oamenii aceștia nu știu ceea ce la respectul, nu știu ceea ce la o discuție, un dialog constructiv, dar cred că societatea, și sper să fie, să se întâmple acest lucru, sau Parlamentul României, să adopte un act normativ în care să oprească calomnia și defăimarea. Nu ăsta este, nu ăsta este poporul român. Ține, mulțumesc. Avem banii, că altfel nu făceam majorările. Sunt oameni care au învățat să conjunge doar verbul a tăia. Tăiem pensii, tăiem salarii. Este normal că nu înțeleg. Ghioceii pe care îi aveți la tâmple sunt dublați de multă experiență și multă înțelepciune.